Absolvenții fără diplomă de bac își pot continua studiile optând pentru o școală post-liceală. Calificările acordate de aceste școli sunt diverse, de la bucătari, croitori și cosmeticieni, la asistenți medicali și până la ghizi turistici, informaticieni sau vameși, toate fiind recunoscute de autorități. Pentru liceenii care au picat bacul, aceste instituții reprezintă o șansă. De altfel, ministrul Educației, Caterina Andronescu, declara de curând că intenționează să extindă rețeaua școlilor post-liceale, iar o decizie în acest sens va fi luată după afișarea rezultatelor finale la examenul de bacalaureat. Admiterea la post-liceală se face printr-un test grilă, un interviu sau pe baza mediilor din anii de studiu, fiecare unitate stabilindu-și propriile criterii pentru admitere. Taxele de școlarizare diferă de la caz la caz în funcție de unitate, dar și de meseria aleasă. De regulă, post-licealele au încheiate parteneriate cu agenți economici de profil, care asigură și locul de muncă pentru absolventul unei astfel de școli. În plus, diplomele sunt recunoscute atât de Ministerul Educației, cât și de celelalte țări ale Uniunii Europene. Cele mai căutate rămân școlile post-liceale sanitare, care pregătesc asistenți medicali, acestea fiind de altfel și profilul singurei școli de acest tip care funcționează în Giurgiu. Chiar dacă cea mai mare parte a celor care optează pentru astfel de școli sunt tineri fără bacalaureat, în ultima perioadă, post-licealele au elevi care au absolvit deja o facultate, însă vor să învețe o meserie care se caută pe piața muncii.